Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la rubrica 5 minute teatrale. Meșteșugul vieții, considerată una dintre cele mai apreciate piese ale marelui dramaturg israelian Hanoch Levin, examinează viața din perspectiva unui cuplu. Speranțe pierdute, viață irosită, mânie, violență, regrete, dificultăți de comunicare. Lupta dulce, amăruie și disperată din cuplu reflectă întrebări universale. După o viață trăită împreună, cei doi au revelația profundă a nefericirii. Spectacolul lui Felix Alexa creează un echilibru perfect între umor și tragic, scoțând la iveală latura crudă și cinică, comică și burlescă a universului lui Levin. Astfel, cei doi reflectă asupra faptului că a ști să trăiești este un veritabil meșteșuc care nu se află chiar la îndemâna oricui. Există un set de ingrediente care fac specificul meniului după care poți recunoaște teatrul Bulandra. E ultimul rămas în București în care invariabil decorurile sunt ample, arhitectonice, somptuoase, inhibatoare. Își asumă riscul de a frecventa cu maximă reticență textul contemporan, are o foarte bună școală de actorie și aduce în distribuții cei mai apreciați dintre artiștii generației de aur. Bulandra e care va să zică un adevărat teatru de artă. Și la Bulandra a revenit Dana Dogaru la rolurile principale, împreună cu Răzvan Vasilescu, ca soț ahtiat după o altă viață, și Dan Aștilean, vecinul cu rol de catalizator, imagine vie și mișcătoare a singurătății, în meșteșugul vieții de Hanoch Levin, în regia lui Felix Alexa. În cea mai mare parte a lui, spectacolul e un duo al unor actori cu enormă experiență și la fel de mult talent, dacă una nu fi presupunând-o și pe cealaltă, cărora regia nici nu le oferă revelații, nici nu-i deranjează, pe un text pe cât de puternic, pe atât de subtil și în punctele esențiale înrudit cu Sorry a lui Alexandr Galin, montat tot la Bulandra. Probabil ți s-a întâmplat să stai treaz noaptea ascultând cu scârbă cum alături de tine sforă liniștit partenerul de viață și să îți pui cu obidă, sunt terminat. Undeva pe lumea asta există viață și eu n-am trăit-o. Și apoi, în ciudat, pe sforăitul nepăsător și visele profunde ale celui de alături, să îi le strici, răsturnându-l cu tot cupat pe jos. Așa începe meșteșucul vieții de Hanoch Levin. Piesa este foarte dură și amară, poți însă să o iei cu ochii închiși, profilactic, pentru anii care urmează, pentru că, așa cum spune unul dintre personaje, bătrânețea e cel mai bun leac pentru căsnicie, dar asta afli mult mai târziu. Iona și Leviva Popoch sunt căsătoriți de 30 de ani. Conviețuiesc însă nu ca un cuplu fericit, ci ca doi oameni trecuți bine de a doua tinerețe, ai căror copii au plecat deja în viețile lor, lăsându-i singuri, amari și plini de regrete. Nu e deloc o situație ieșită din comun, dar dacă femeile sunt mai răbdătoare sau poate mai resemnate și rămân fără să se plângă în acel status quo, bărbații preferă să se revolte. Să se ridice la ora două noaptea și să declare că gata, până aici, ei pleacă. Unde? Oriunde? Numai să nu mai stea acolo, lângă femeia care îi sufocă și pe care o detestă din tot sufletul, pentru că reprezintă oglinda vieților nereușite, ca un fel de portret al lui Dorian Gray, care îmbătrânește urât, în timp ce el, bărbatul, se simte încă în floarea vieții, capabil să urnească munții din loc. Ce reușește însă să urnească e abia fundul cel mare al nevestei sfărăitoare. Întreaga piesă de teatru e o avalanșă de reproșuri și invective crude pe care cei doi și le aruncă unul altuia disprețuitor și învinuitor, refulând cu sinceritate abia după 30 de ani de viață împreună. El, Iona, o învinuiește pe ea, Leviva, că este ca un dos care i s-a așezat pe piept și îl sufocă. Ea nu este altceva decât o halcă de carne sfărăitoare, care nici atunci când visează nu se depărtează de casă, fără aspirații, fără cultură, fără sensibilitate.